Primăria municipiului Iași a reușit să obțină peste 76 de milioane de euro prin Programul Național de Redresare și Reziliență pentru compania de transport public. Acești bani vor fi utilizați pentru achiziționarea de tramvaie noi, autobuze electrice, pentru achiziția de sisteme de avertizare și asistență anticoliziune, dar și pentru digitalizarea unor obiective în cadrul proiectului de modernizare a depoului din Dacia. Ne vom îmbunătăți parcul auto cu încă 25 de tramvaie, cu încă 25 de autobuze electrice. Vom avea cel mai modern sistem de siguranță din lume, care poate să prevină tot ceea ce înseamnă accidentul rutier, sisteme care sunt gândite special pentru anticoliziune, în care în mijloc de transport se oprește automat, fără grija conducătorului auto atunci când simte un pericol, și că voi sta mereu atent pentru promovarea transportului public de călători, pentru că este singura soluție să scăpăm de aglomerații. Achiziția de sisteme de avertizare și asistență anticoliziune este importantă, deoarece în anul 2022 mijloacele de transport în comun din Iași au fost implicate în sute de accidente rutiere. La nivelul companiei de transport public Iași, în cursul anului 2022, au fost înregistrate aproximativ 450 de evenimente rutiere, în care au fost implicate autobuze și tramvaie, iar circa 90% au fost produse din vina celorlalți participanți la trafic. În total, Primăria Municipiului Iași a reușit să obțină prin Programul Național de Redresare și Reziliență fonduri în valoare de 150 de milioane de euro.